Bună dimineața, te dragii salut. Mei! Ai, n-ai venit singur nici astăzi? Am venit cu Georgiana și cu Marian. Bună, Georgiana! Salut, domnul Marian! Am crezut că nu ai somn pentru că te gândeai că astăzi voi veni în platou și voi face exerciții cu tine, însă te iert de data aceasta. Mă ierți, mă lași ușor, așa? Da. Aș vrea să fac... n-are pătrățele, că tot ierți, nu-l mai ierta! Cum să facă pătrățele mai vorbi, dacă nu mai fi gura mare, că ai văzut ce ți se întâmplă. Vezi că te doare și măseaua. Chiar m-a luat. M-am tot chinuit în această perioadă să fac exerciții cu el. El este un exemplu foarte bun. Când poate face antrenament și a arătat tuturor telespectatorilor, de aceea vreau astăzi împreună cu mine să le oferim toată energia noastră și să facem aceste exerciții care pot, într-adevăr, să ajute la definirea abdomenului. Facem abdomen frumos. O să astăzi cu Alexandru Florescu, avem cât? 5 exerciții? 5 exerciții, am zis mai bine o să fie pe numărătoare, adică pe cronometru și anume 45 de secunde. Vreau fiecare exercițiu și putem să începem. Da, le putem face în sub formă de circuit, unul după altul. Cu 15 secunde pauză între ele? Cu 15 secunde pauză între ele ca să relaxăm puțin zona abdominală. Eu am învățat, deci dacă vreodată nu poți într-o lună să vii, nu ai cum, nu știu, ai treabă, că știu că ai proiecte și așa, mă suni, zișurul, faci tu antrenamentul pentru mine astăzi. N-am nicio problemă, știi cum le știu? 15 secunde pauză, 45 de secunde, avem 5 exerciții, poți să le face în formă de circuit. Mă bucur, pentru că... Nu știu ce facem, atâta tot. Asta... Stăm pe coate, ridicăm piciorul, braț picior opus, ducem palma către vârf sau către șiret, cât putem, și felul acesta lucrează foarte mult abdomenul și, bineînțeles, evităm și durerile lombare. Adică noi dacă stăm pe coate, nu facem așa cu spatele, nu? Da. Avem o postură mult mai bună la acest exercițiu. Asta e al doilea exercițiu. Al doilea exercițiu care lucrează zona oblicului, da, lateral. Aici. Da? Ducem palma către călcâi, ținem în tensiune abdomenul și ne ducem frumos cu degetele către călcâi. Nu te lași deloc pe spate, uite cum nu stă Marian. Țin tensiune mușchii abdominali. Ia, domne, e tare aici. E tare. Tare constant. Marian. Bun, și te duci așa în stânga, în dreapta, faci 45 de secunde. 45 de secunde, acesta a fost al doilea exercițiu. Telespectatorii oricum au învățat metoda noastră, pentru că lunea este zi de circuit și prefer ca toate exercițiile să fie sub formă de circuit ca să-i ajute mai mult în obținerea rezultatului. Asta e un exercițiu care pare foarte ușor, dar uitându-mă la Marian, nu că tremură, dar văd că e încordat constant. Și... Ideea este că acesta este al treilea exercițiu, avem un crunch normal, un exercițiu simplu de abdomen pe care cu toții îl evităm. În ultima perioadă am văzut că încercăm să facem cât mai amplu și mai diversificat zona abdomenului să lucrăm, însă nu. Ar trebui să plecăm cu exercițiile clasice, cum este acesta, de la zero și putem să le executăm încet. Când ne ridicăm foarte lent, coborăm foarte lent. Dacă îl faci mai încet, mai lent, e dificultatea mai mare? Este dificultatea mai mare și, într-adevăr, îți lucrează foarte bine zona abdomenului. Nu trebuie să te grăbești, știi că făceam așa, 1, 2, 3, 4, 5, greșeala... am făcut 100, frate! Iartă-mă că te întrerup, dar greșeala pe care o întâlnim, comună, pe care o întâlnim, toți ne grăbim în momentul când vrem să facem abdomen. De ce? Crezând că dacă facem mai multe, gata, iese și abdomenul. Nu, facem mai puține și eficiente, în așa fel încât să ardem mai lent. Mai asta lent. E ideea. E un lucru foarte bun, e un sfat foarte bun. Ce facem acum? Acum, am ridicat puțin omoplații de pe sol, privirea înainte și am început să forfecăm picioarele. Îndoim genunchii sau nu îndoim genunchii? Nu, picioarele întinse. Picioarele întinse. Iartă-mă, Georgiana, am văzut. Ca o foarfecă, știi? Ca o foarfecă. Eu știu pentru că și eu fac la fel și m-a certat Alexandru până acum. Așa, deci întinse, vârful întins și frumos, ca pe o foarfecă, da? Ca pe o foarfecă, și acum ăsta e ultimul, al cincilea. Da, cățărări. Știți foarte bine că în fiecare antrenament pe care l-am desfășurat chiar aici în platou, în fiecare luni, am avut și acest exercițiu. De ce? Lucrează foarte mult zona abdominală și în felul acesta creștem și rezistența la efort. Uite, Marian face în pumn. Da, Marian stă, da, pentru că dacă te doare și închietura, poți să stai și în pumn. Te ajută cu ceva asta, zic? Te ajută dacă ai probleme cu închietura să stai așa? Nu, fiecare, după cum simt, fac exercițiul, eu le sugerez să facă pe palme. Pe palme, nu? Da.
Da, dacă poți să stai și dacă îți pleacă închetura cum i-a plecat lui într-o hai parte. Hai să întrebăm pe Marian. Acolo Marian. Hai. În timp ce faci te duci. Unde ți-a plecat închet? Unde ți-a plecat închet? De ce faci? De ce faci în pumn? Tocmai dacă articulația încheieturii nu-ți permite, o ții drept și încordată, nu se mai doare. Da. Da. Așa, dacă, mai bine. Trebuie să poți controla. Dacă te doare în momentul când stai, n-ai forță suficientă și fuge încheietura, rămâi pe palmă. Deci ai variante. Ambele sunt corecte. Ambele sunt corecte. Da. Mersi frumos. Uite, vezi, am rezolvat, am mai întrebat ceva, am mai aflat ceva. Așa facem. Alexandru Florescu, ce faci vara asta? Cu ce te mai ocupi? Vara aceasta avem proiectele noastre cu copii, o combatere a obezității infantile, le desfășurăm, plus vom face și bootcamp pentru adulți la mare, pentru cei care vor să facă sport pe, alături de noi și să... Pe plajă. Pe plajă, să ne cunoască, îi așteptăm din toată țara la mare. Ce frumos, mersi frumos, Alexandru Florescu. Mai bine.